Doamnelor, domnilor, stimați invitați, bună ziua, bine ați venit, mulțumim pentru prezență. Salutăm prezența Exclusiv TV, mulțumim pentru colaborare. Înainte de a începe ședința, am să vă rog să comutăm telefoanele pe silențiu sau vibrație să nu fim deranjați. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul domnului Gheorghe Bucur, o să citesc ordinea de zi, după care va lua dânsul cuvântul. Mulțumesc. Proiectul ordinii de zi din ședința din 18 octombrie 2022. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din date de 6.09.2022. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului de la Unității Administrative Teritoriale Comuna Răcăciun pentru ședința adunării generale a acționarilor SECE Compania Regională de Apă Bacău. Din 19.10.2022, inițiator primarul comun. 3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul 2 al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la Comuna Răcăciun, județul Bacău. Inițiator primarul comun. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea adizării noului regulament al pieței administrate de SECE Intervet, SRL din Comuna Răcăciun. Inițiator primarul comun. 5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Răcăciun, județul Bacău, inițiator primarul comun. 6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei pentru finanțări nerambursabile acordate de la bugetul local al Consiliului Local al Comunei Răcăciun în anul 2022 pentru ACS Bamiron Dubraven, inițiator primarul comun. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Răcăciun și modificarea listei de investiții pentru trimestrul 4 al anului 2022, inițiator primarul comunei. Diverse. Adresa numărul 7409 din 10.10.2022 a Comunei Corbasca. Cererea numărul 11897 din 13.10.2022 a doamnei Chelaru Alina, angajat la Muzeul de Etnografie Răcăciun. Răspunsul 10.319 din 3.10.2022 referitor la cererea domnului Ciuraru Ciprian. Sesizare cerere numărul 11.570 din 4.10.2022 a domnilor consilieri locali Bucur Ciprian, Iacobuș Laurențu și Iștoc Felix. Dacă aveți observații legate de proiectul ordinii de zi, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? În unanimitate. Vă rog să verificați prezența, să vedem cine lipsește și dacă avem cuvorumul îndeplinit. Deci lipsește doar domnul Vițoiu. Vine în două minute, m-a sunat. Domnul Felix Iștoc. Suntem 13 consilieri. Apropo, domnul Iștoc Felix a transmis pe mail-ul primăriei. Nu a transmis o adresă, a scris câteva rânduri și roagă Consiliul Local să ia act de notificarea demisiei din Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, astfel încât roagă partidul să-i retragă sprijinul politic. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că domnul consilier Iștoc Felix și-a dat demisia din partid în codul administrativ. Deci v-a adus la cunoștință. V-a adus la cunoștință. Nu și-a dat demisia din cadrul Consiliului Local, doar a adus la cunoștință că și-a dat demisia din partid, conform codului administrativ. Acest lucru presupune că, într-un termen stabilit de OUG 57/2019, partidul va trebui să aducă la cunoștința prefectului, mie, ca și reprezentant al Consiliului Local și către Judecătoria Bacău, faptul că locul se vacantează în cadrul Consiliului Local Răcăciun, prefectul va emite ordin privind vacantarea locului și tot conform adresei partidului se va proceda de către judecătorie la numirea unui supleantului partidului. Noi trebuie să așteptăm să vedem ce ne transmite prefectura, ce ne transmite judecătoria. De la ședința de astăzi, suntem statutari cu 14 consilieri locali. Deci voturile vor fi stabilite la numărul de 14. Da? Mulțumesc!
Trebuia să aducem la cunoștință pentru a avea exact la fiecare hotărâre numărul de voturi necesar. Mulțumesc! Da, cu permisiunea noastră, dăm cuvântul domnului invitat. Vreau să vă mulțumesc mai întâi pentru faptul că m-ați primit în ședința dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care îl dați muzeului nostru și asta nu e nicio ironie, e adevărat. Primim căldură de la dumneavoastră, primim curent electric de la dumneavoastră, am fost ajutați atunci când a trebuit să facem un mic depozit în interiorul muzeului, astfel încât colega noastră Alina Chelagu să nu mai stea alături de obiecte de depozit. În urmare, nu e nicio ironie. Vă mulțumim pentru ajutorul pe care ne-l dați. Dar știți, mereu e necesar, dar nu e suficient. Și aș vrea să sunt aici, de fapt, ca să vă arăt o hârtie pe care cred că o știți. A fost făcută de domnul de la Direcția pentru Cultură, de domnul Cristian Imrea, cu care am fost aici, și care semnalează niște lucruri fără să existe un termen limită. Sunt doar niște recomandări. Niște recomandări pe care vi le fac și eu. Nu există un termen limită, v-am spus la început, dar ar fi bine să țineți cont. Eu știu că în comuna Răcăciun sunt și alte monumente istorice. Nu e numai decât acesta, clădirea primăriei sau locul de extremă urgență. S-ar putea să fie și altele, de exemplu, Biserica Adelen de la Suștine sau altele, nu știu nici eu exact care este. Prin urmare, vreau doar să vă spun că să țineți cont, atunci când faceți bugetul anul ăsta sau la anul sau peste 2 ani, anul foarte târziu, de faptul că partea aceasta, partea din clădirea primăriei, care ea însă și este monument istoric, unde se află muzeul, are nevoie de niște reparații. Există niște probleme la podea, care cred că e din vremea lui Antonescu, când s-a construit această clădire. Și acea parte din podea, chiar toată podeaua ar trebui reparată și să-i dăm o față nouă. Ar trebui să strângem covoarele, pentru că noile reguli spun că să nu mai este covoare. Oamenii să nu mai meargă pe covoare atunci când sunt într-un muzeu, pentru că ei vin de afară cu o mulțime de microorganisme cu praf și aceste microorganisme după aceea dăunează obiectelor care sunt de mare valoare, dăunează acelor obiecte. Prin urmare, ar trebui să ne gândim să reparăm podeaua acolo în acest muzeu. Ar trebui să schimbăm și tâmplăria. Tâmplăria este, cred că, tot din vremea lui Antonescu. Există rosturi acum, bate vântul. E bine că bate numai vântul și pot intra doar insecte. Alte făpturi nu pot intra. Tot de la Direcția pentru Cultură, în afară de schimbarea tâmplăriei, în afară de repararea podelor, ar fi bine să și instalația electrică care începe să fie prea veche și să nu mai fie sigură. Știți, există riscul de incendiu. Din fericire, colega noastră, cum se cheamă, programul nu e atât de lung încât să fie necesar numai decât aprinderea becurilor, dar dacă ar trebui să consume mai mult cu electrică, atunci ar exista riscul, Doamne ferește, și al unui incendiu. Și în afară de instalația electrică, de podea și de tâmplării, ar mai fi nevoie și de o igienizare care ar trebui să se facă prin văruirea acelui spațiu. Și muzeul nostru se angajează să suporte niște cheltuieli. E adevărat că mai mici. Clădirea este totuși a dumneavoastră, cele pe care vi le-am enumerat țin de reparația clădirii. Muzeul nostru ar putea, de exemplu, oricum va schimba draperiile, astfel încât să nu mai intre, știți, regulile noi ne spun să nu mai intre lumină deloc. Trebuie să fie întuneric acolo, pentru că lumina naturală degradează obiectele, le degradează iremediabil. Aveți aici un covor, care este de la sfârșitul secolului 19 și începutul secolului 20, este o piesă de mare valoare. Acel covor care se cheamă Hora. Dacă am merge împreună acum și v-aș arăta ce s-a întâmplat în 50 de ani, veți vedea că pe față verdele a devenit vernir, verzui deschis, iar pe spate este verde complet. De asta noi vom schimba, vom face ca lumina naturală să nu mai intre. Vom cumpăra niște draperii care să obtureze cu totul lumina naturală. Va trebui să schimbăm și becurile, pentru că lumina albastră e precum lampa de la subură, știți, îmbătrânește la fel obiectele și va trebui
să schimbăm becurile, să punem becuri economice și becuri LED și cu lumină neutră. Și vom schimba și, va trebui să schimbăm și vitrinele, pentru că ele au îmbătrânit. Felul în care s-a făcut, în anii 70, era un fel la mod atunci, adică era LED care era acoperit cu pânză numită batir. Vom face niște vitrine mai simple, noi în muzeu vom face niște vitrine mai simple, astfel încât să se vadă mai bine obiectele decât vitrine. În acest moment, din păcate, se văd mai bine vitrine decât obiectele și e păcat. Și acum încep partea a doua a intervenției mele, care se referă chiar la valoarea pe care o are această colecție. În anul viitor, colecția dumneavoastră va apărea și în Enciclopedia Britanică. Specialiști la București au venit și pare să că avem, sau aveți aici, cea mai importantă colecție de I de Borangic, sau I cu chef de Borangic, cum se numește. Și Enciclopedia Britanică va avea câteva fotografii și de aici la dumneavoastră. Fotografiile deja au ajuns, nu știu exact câte vor ajunge, poate va fi una, și una dacă va fi, tot va fi bine, pentru că în felul ăsta și numele comunității noastre și numele comunei dumneavoastră va avea, nu știu, altă vizibilitate pe plan mondial. Noi am făcut și un catalog pe care vi-l dăruim acum și care la anul, atunci când vom avea un preț aprobat de Consiliul Județean, va fi de vânzare. Din păcate, prețul va fi destul de mare, va fi 65 de lei, nu știu, e mare. De obicei, copiii în copii nu au acești bani, dar alți vizitatori care vin aici la dumneavoastră vor putea să cumpere și există toate datele despre piesele pe care le avem acolo, piesele care se află în colecție. Se văd acolo inclusiv numele străbunicilor și bunicilor dumneavoastră și cele care au lucrat la aceste obiecte. Cam atât am vrut să vă spun. Vă rog să țineți cont atunci când veți alcătui acest buget sau bugetele care vor veni în anii viitori și de cererea noastră și știți, noi vom aduce vitrinele noi, perdele trebuie să le punem acum, dracurile trebuie să le punem acum, pentru că obiectele se degradează în ritm accelerat, dar vitrinele le vom pune după ce dumneavoastră veți repara pereții, dacă vă... Aveți o estimare a acestor costuri? Ne-am avut o estimare a acestor costuri cred că acum 2 ani, când ne-am gândit prima dată. Între timp lucrurile au luat o razna cumva. Nu am să știți mai bine lucrurile astea decât mine. Astfel încât, în acest moment, dacă v-aș spune niște sume, cred că nu mai avem mai multe relevanță. La timpul respectiv o să ne pun la dispoziție sau o să intrăm în posesia unui deviz general, exact, la tot ceea ce implică modernizarea, de fapt, a muzeului. Atât, vreau să vă spun că nu va fi nevoie de un proiect de restaurare. Adică va fi suficientă, cred eu, anunțarea Direcției pentru Cultură. Direcția pentru Cultură trebuie anunțată, pentru că această clădire este o clădire de patrimoniu, trebuie anunțată de aceste reparații curente. Noi am luat act de procesul verbal întocmit la vremea respectivă, acum câteva luni, nu știu, o lună sau două când a fost, și chiar suntem interesați de modernizarea și de punerea în funcțiune după noile norme care se cer pentru Muzeul Vasile Heisu. Trebuie să recunoaștem, să-i mulțumim Bunului Dumnezeu și, în primul rând, părintelui Vasile Heisu, care ne-a lăsat o comoară la răcăciuni. Și să știți că nu e o exagerare. Nu vorbesc de asta, sunt de acord cu domnul primar, este o comoară, este un tezar pe care îl aveți. Ne vom strădui și vă promitem că pe bugetul din 2023 vom ține cont de inițiativa noastră și de recomandările care le-au dat. Vă ajutăm și oricum o să oricum vă mulțumim și vă suntem recunoscători. Colega noastră, spre deosebire de alte muzee din județ, știți că nu e doar muzeul dumneavoastră. Vreau să vă spun așa, că, de exemplu, la muzeul din Buhuș, care e tot în administrația noastră, colegiile noastre de la Buhuș stau în frig și stau în întuneric și adică a noastră colegă stă în condiții civilizate aici. Și asta este mulțumită dumneavoastră și noi vă mulțumim. Vă mulțumim și pentru căldură și vă mulțumim pentru că asigurați paza acestui spațiu. Vedeți, în felul ăsta și noi suntem degrevați de niște bani, pentru că această clădire este păzită de către angajații dumneavoastră. Mulțumim și vă asigurăm de tot sprijinul. Vă mulțumim, vă mulțumesc. La revedere. Continuăm ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 6.09.2020. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Ați primit procesul verbal în comisiile respective. Aveți ceva de obiectat, observații?
Votăm. Cine este pentru? În unanimitate. Mulțumesc. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Răcăciun pentru ședința adunării generale a acționarilor SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. Știm exact despre ce este vorba. Cred că nu sunt necesare informații suplimentare. Delegarea unui reprezentant care până acum a fost domnul primar. Ceva împotrivă, observații? Votăm. Cine este pentru? În unanimitate. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pe trimestru 2 al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la Comuna Răcăciun, județul Bacău. Observații? Completări? Votăm. Cine este pentru? În unanimitate. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizării noului regulament al Agenției Administrate de SECI Intervet, SRL, din Comuna Răcăciun. Dacă îmi permiteți, să discutăm puțin subiectul, să-l analizăm. Sunt tot amantați aici. Aveți cum. În primul rând, există un proiect de hotărâre pe care ne-am uitat cu toată lumea. Aș vrea câteva lămuri și să vedem ce votăm mai exact, dacă se poate. Poftim? Păi nu, dar să întrebăm, nu? Așteptăm întrebări? Da, spune. Întrebarea mea este la comisii, dacă se discută. Am înțeles că la comisia aici, de la comisia de... Comisia 2 a fost abținere, da. Poate domnului Bulai Gheorghe. Domnul Bulai Gheorghe s-a abținut. Înseamnă că dumneavoastră aveți ceva de menționat pe marginea acestui proiect de hotărâre. La comisia buget am înțeles că iarăși s-a ridicat probleme. Dar e mai bine să discutăm. Vă rog. La comisia juridică, la proiectul ăsta de hotărâre s-a ridicat? Deci comisia juridică unanimitate, da? Aveți aici procesul verbal, da? Da, da, da. Mulțumesc și eu. La juridică le aveți și dumneavoastră, mi le dați? La comisie. Care este acela? A, da, scuzați, înseamnă că la domnul dumneavoastră. Da, după ce. Domnul Vădără, vă ascultăm. Avem un referat al domnului primar, prin care ne supune avizării un regulament. De fapt, nu e doar un regulament. Domnul primar, puteți să-mi spuneți câteva cuvinte dumneavoastră? Legat de ce? De referat? Da, și de suprafața asta. Practic, eu nu înțeleg ce se întâmplă. Era o suprafață, acum e... În urma analizei făcute cu compartimentul juridic, i-am cerut doamnei Cătălin, doamnei secretar, ca să lămurească mai clar, să ne aducă în Consiliul Local, să vă supun aprobării, exact suprafața pe care se desfășoară activitatea de piață. Ei, în urma adresei făcute către societatea respectivă, a dus un plan în care delimitează exact suprafața respectivă ca să putem să poată să-și obțină. Deci, dacă îmi permiteți, domnul primar, totul a plecat de la o solicitare. De la o solicitare pe care am primit-o, o cerere pe care o aveți la mapă, a SECE Intervet, în care ne spune că în urma contractului de închiriere pe care îl aveți și pe acesta la mapă, SECE Intervet, societatea care administrează piața, a închiriat de la persoane fizice suprafața de 2400 și. Și în consecință, dumnealor solicită ca regulamentul pe care noi l-am aprobat, l-am avizat, așa spune secretarul guvernului, în mai, dacă nu mă înșel, să fie modificat conform noului. Ați observat că doar avizați, nu aprobăm, da? Cu noua suprafață pe care ei își desfășoară activitatea.
După ce am studiat documentele, am constatat că în contractul de închiriere se face referire la mai multe suprafețe și niște cărți funciare. Am solicitat să ne transmită un extras din carte funciară și au spus că n-au făcut dezmembrare, dar pe extrasul mare a suprafeței întregi au delimitat acolo și eu am încercat să se vadă suprafața pe care se ce intervent își desfășoară activitatea. Conform hotărârii de guvern pe baza cărora piețele sunt organizate, este strict responsabilitatea lor să ne aducă la cunoștință ce, cum își desfășoară activitatea. Eu, la rândul meu, trebuie să vă aduc la cunoștință, pentru că trebuie să adoptăm din nou această hotărâre cu nou regulament. Nou regulament în ce sens? Nu puteam să apară doar modificarea articolului, trebuie din nou tot regulamentul cu modificarea respectivă. Ei trebuie să-l afișeze și sunt mai multe obligații pe care îl au. Deci, mai mult de atât, nu am ce la ora actuală, s-a modificat denumirea din tăr comunal în piață locală, nu? Nu a fost niciodată. Ei au venit cu solicitarea de a administra această piață. Deci hotărârea de guvern care reglementează târgul înseamnă, dacă nu mă înșel, și comercializarea de animale vii. În târg aici, la Răgăciun, ce știu eu acum, doar piață. La ora actuală târgul sau piața are autorizație de funcționare? Nu, tocmai de asta ne trebuie să reglementăm aici suprafața pentru a ști exact ce autorizație are nevoie. Și sunt solicitate, trimise dar toate. Dar s-a cam amânat cam mult începând din ianuarie, februarie, de când s-a votat. Așa este, dacă s-au răspuns târziu, noi avem foarte multe scrieturi. Avem foarte răspunsurile din la lor. Corespondența a făcut-o cu cerând anumite documente și automat trebuie să punem legalitate în sensul să știm pe ce bază îi dăm autorizația, în ce cod caien se încadrează. Exact. Și trebuie menționat observația, doar un pic, că când am votat proiectul respectiv, am desemnat un consilier care să... Nu a ajuns încă. Pentru că noi, după ce am avizat regulamentul, conform hotărârii de guvern, dumnealor trebuie să aducă niște avize de la instituții ale statului. După ce au toate documentele și din punct de vedere juridic al documentelor, sunt ok, noi înaintăm dosarul către reprezentantul Consiliului Local, în speță domnul Consiliu Drăgăstan și reprezentantul primarului, care vor merge și pe baza cu regulamentul lor în față și cu avizele, vor verifica exact și de-abia după aceea, dacă se face un proces verbal ok, adică se avizează, noi vom elibera autorizația de funcționare. Păi și acum pe ce bază funcționează târgul sau piața? Barbaro. Primăria nu trebuie să aibă câștig financiar în desfășurarea activității. Deci noi ne desfășurăm activitatea conform legislației, primim un salar și trebuie să efectuăm toate atribuțiile care ne sunt date în fișa postului. Dar cei care vor beneficia foarte mult sunt cetățenii comune, care vor avea piață, care vin la Răcăciun la piață și pe care chiar dumneavoastră a susținut foarte mult de existența acesteia. Corect. Am și o mențiune, domnul președinte. Cred că mi-a scăpat sau n-am reușit să identific. Am văzut aici la finalul regulamentului, apare o mențiune care mi se pare corectă. Legat de cine veghează asupra, poate să-mi scape ceva, dar întreb totuși, ca să fie clar. Am înțeles că domnul Drăgăstan va fi, dar după ce vom avea regulamentul și va fi strict pe procesul de avizare. Mă înșel sau nu? Adică regulamentul, după ce va fi aprobat de noi,
vederea aprobării autorizației de funcționare. În vederea aprobării autorizației. Mai departe, toate aspectele, obligațiile pe care le are, drepturile pe care le are administratorul pieții, sancțiunile, nu am depistat eu cine le va verifica, cine va verifica că acest regulament va fi respectat. Asta vă din spun, partea ulterior. Deci la început, după ce toate sunt în regulă, reprezentantul Consiliului Local și reprezentantul primarului vor verifica exact cele prezentate în regulament. Adică dacă Eliberarea se eliberează anual. Deci nu îi dăm o autorizație pe perioadă nedeterminată. Și anual se va face același lucru. Atunci se verifică. Eu zic că este de ajuns. Așa este. Aici era încălcările obligații prezentate la capitolul 6. Vreți să constată de către împuternicii intervent. Adică sunt împărțite în drepturi și obligații, atât al utilizatorilor, cât și administratorului. Deci noi nu constatăm dacă ei au regulamentul, ei îl fac, ei controlează dacă se respectă sau nu. Da, da. Și de ce la viziune nu trebuie să avem niciun pentru că așa îmi spune legea. Există un HG. Nu trebuie să știu că acest regulament peste 44, care îmi spune. Deci este, noi hotărâm în momentul în care îl autorizăm funcționarea, da? Că sunt atunci delegăm pe cineva. Este delegat. Respectat, că sunt mesele care nu trebuie să dumneavoastră spuneți că trebuie săptămânal cineva să meargă să verifice. Nu mă refer că săptămânal. Autorizațiile de funcționare se eliberează anual. Dacă la nivel care... O secundă. Dacă la nivel de eliberare autorizații. Da. Este tot o regulă. Da. Și după nu e. Noi avem vreo dacă suntem sesizați, corect. Autorizația bănuiesc că poate fi retrasă. Dacă suntem sesizați, ca la orice activitate prezentă și autorizație. Mi se pare un pic mai mult aici și cred că ar trebui să avem și noi cumva atenție, vă rog, dacă îmi permiteți. Da. Noi doar ne întreabă dacă suntem de acord cu acest regulament sau nu. Nu avem voie să-l modificăm. Spunem, domnule, nu sunt de acord cu regulamentul. Domnilor, Școala Generală Răcăciuni are un regulament de organizare și funcționare, un regulament intern de organizare și funcționare? Da. Cine-l aprobă? Inspectoratul, dacă îmi permite să termin ce am de spus. Inspectoratul. Noi putem să intervenim dacă suntem sesizați că nu este respectat acest regulament. Atât. În partea care e atribuțiunile noastre de administrare și de funcționare. Privată, mi se pare cu atât mai mult n-am dreptul să intru într-o societate privată și să o controlez eu. El mă întreabă, sunteți de acord cu acest regulament cu care vreau eu să funcționez? Și eu spun da. Sau adică, nu. Fă ce vrei în comuna mea cu piața respectivă. Nu. Atenție la exprimare și atenție la ce spun eu. Nu mi întoarceți cuvintele. Nu sunt de acord. Deci el mă întreabă, sunteți de acord să funcționez la dumneavoastră cu acest regulament? Și eu spun da sau nu. Domnul profesor, dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Acest aviz este favorabil sau nefavorabil? Exact. Și într-un caz și în celălalt, el își continuă activitatea exact. În baza autorizației de funcționare. Deci avizul, regulamentul, nu ne obligă pe noi să intervenim cu absolut nimic asupra exact. Acestui... Da. Are exact ca și la comisie. Dai aviz favorabil la un proiect de hotărâre sau nu dai aviz favorabil. Dar proiectul de hotărâre își continuă cursul. Dar practic e vorba de luare la cunoștința unui regulament stabilit de exact. Către 10 internet. Adică nu putem modifica dacă nici adăuga. Dacă nu luăm act de acest regulament, cum spune domnul președinte, vom putea după elibera autorizația de funcționare? Păi și atunci domnul Munteanu,
Da. Trebuie să luăm act ca să putem elibera autorizația. Adică nu poți să dai autorizație de funcționare a pieței dacă nu știi regulamentul. Trebuie să aibă regulament. Avem HD, avizat, să nu ai avizat, nu-i treaba. Nu-i chiar o joacă așa. Păi nu-i joacă. Din punctul meu de vedere. Votul pe care îl dăm noi pe HCL, de fapt, e un aviz. Nu, e mai bun. Exact aviz este. Eu sunt de acord cu domnul. Eu sunt pentru unul că nu... Eu am susținut de la început că vreau să funcționeze piața aia și că e benefică piața tărcio-fi, dar că aveam niște aspecte de lămurit și... Să punem la vot. Cine este pentru? Nu, eu sunt pentru. Abținere? Împotrivă? Deci vă rog să-mi spuneți cine se abține ca să notez. Domnul Bădărău Ionuț și domnul Bulai Iorghe. Și 12 voturi pentru. Două abține. Gata, am notat, mulțumesc. Mulțumesc. Mai departe. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Răcăciun, județul Bacău. Vă rog să mă întrebați, eu am lucrat la acest proiect de hotărâre și dacă aveți neclarități, vă rog să mă întrebați. Punerea în legalitate sau cumva nu punerea în legalitate, mai bine zis... rezolvarea unei probleme juridice a unui cetățean care a primit cu titlu gratuit o suprafață de teren la timpul respectiv la primăria Răcăciun. Și, bun, era băiatul, era tânăr, avea familie. Când a constatat că a făcut cadastru, la cadastru inițial el are o hotărâre de Consiliul Local în baza unei inscripții făcute de către primărie, dar trebuie să-și întocmească documentația cadastrală și să-și întabuleze suprafața care, de fapt, are casă, are omul construit în baza acelei hotărâri. Și autorizație. Și autorizație de construcție. Da, se pune în legalitate în sensul de ca și documentație cadastrală. El are o schiță făcută de către primăria Răcăciun la timpul respectiv, anexat. Și ceri la OCPI, aceea... Completez eu aici. Este vorba de legislația care permite tinerilor până în 30 de ani să obțină terenul pe care să-și construiască locuințe. Acele terenuri rămân în proprietatea primăriei, dar ei îl folosesc cu titlu gratuit atât timp cât construcția există. Acest cetățean a primit în anul 1900, aveți acolo 2003, așa, mulțumesc. O suprafață de 500 de metri pe care într-un an de zile, așa cum era obligativitatea stabilită de către lege, și-a construit locuința. Nu am mers mai departe și-a construit-o, a luat autorizație, dar nu și-a făcut cadastru, nu și-a întabulat, nu nimic. Și acum, pentru a face acest lucru, ca cetățeanul respectiv să aibă carte funciară, cred că omul vrea să aibă documente, primăria, pentru că noi în continuare suntem proprietari al terenului, primăria trebuie să facă acest lucru. Trebuie să facă cadastru, să intabulăm 760 de metri sunt acolo, dar el are îngrădit doar 500 de metri, așa cum a primit prin hotărâre de Consiliu Local. Și la cadastru, în cartea funciară, va apărea proprietar primăria Comunei Răcăciun, iar la mențiuni, suprafață de 500 de metri, dată cu titlu gratuit conform hotărârii din 2003, domnului, îmi scapă David, ca să putem ajunge la cartea funciară să facem modificările acestea, puteți confirma, trebuie să existe dovada că suntem proprietari. Dovada că suntem proprietari este hotărârea de Consiliu Local privind inventarul bunurilor. Noi îl avem din anul 2006 inventarul și îl completăm cu această suprafață ca să poată mai departe parcurge pașii pentru carte funciară. Restul suprafeței rămâne. Toată suprafața rămâne. Toată suprafața. Da, toată suprafața n-am nevoie să dezmembrez. Toată suprafața este a primăriei, niciodată nu va pleca. Da, am înțeles, dar noi spuneți dumneavoastră, i-ați dat 500 de metri omului, primăria, la momentul ăla. Acum are 760 de metri sau 500? Păi nu, e 700 de metri. Deci primăria va avea intabulată 760. Cum menții
comunea, în dreapta, la cartea aceasta funciară care se va înființa. Rezerva primăriei, este mai bună rezerva primăriei. Mențiunea va fi 500 de metri, dată cu titlu gratuit. Dacă vă uitați puțin pe tabel, și atât, banii nu se dezmembră. Trebuie să-i dezmembrați 500 de omului care s-au... Nu-i dau nimic lui. Nu, decât facem forma cadastrală ca să putem tabula noi suprafața respectivă. Adică aveți nevoie ca să suntem proprietari. Exact, da. Atât nu-i de... Tot la primărie. Eu știu, da, dacă tot eu dau primăria cu titlul gratuit... Fac o solicitare, așa vrem noi. Nu? Adică e făcut de 20 de ani. Fac o solicitare. Un casă cu terenul respectiv. Băiatul din Cătișu este plecat, are familie, plecat în Anglia, a venit acum în vară, a venit acasă și... Dar clar că nimeni nu intenționează să păstreze suprafața respectivă în domeniul... Da. Nu? Trebuie să verificăm dacă terenurile date pe această formă, pe această lege, pot ieși din domeniul nostru. Verificăm la momentul respectiv, n-are rost să intrăm acum. Seminar, în... cu ordinul verificăm. Avem verificăm. Un precedent și așa da. Va fi. Verificăm, da. Alte observații? Supunem la vot cine este pentru? Am propus azi, am cetățenii care întocmesc astfel de documente. Poate să vândă deci, nu cetățenii care, deci cei care au primit teren prin această formă legală, nu vor putea niciodată să tranzacționeze, pentru că casa este a lor. Nu, terenul doar de folosință, doar de folosință. Și legea asta spune în felul următor, vor folosi acest teren atât timp cât va avea construcția, cât va exista construcția. Da? Deci nu luăm chirie, nu luăm nimic. Pe casă ei își achită toate impozitele și taxele, terenul ne aparține și nu vom merge niciodată să le... Deci asta a fost în 2003, prevederea legală să ajute posibilitatea de a-și construi o locuință. Da. Nu îi deranjează nimeni, nu avem voie să mergem să facem. Deci ei are casa, noi avem terenul. Și în acest fel noi... Și e ok la autorizare, la asigurare? Absolut. Deci hotărârea Consiliului Local pentru el ține loc de act pentru eliberarea autorizării. Da, supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate, mulțumesc. Trecem mai departe. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei pentru finanțări nerambursabile acordate de la bugetul local al Consiliului Local al Comunei Rătăciun în anul 2022. Pentru ACS Bamirom, Dumbra Veri. Dar știți că am prins, la urtificare, am prins suma de 10.000 de lei și acum, după procedurile care s-au făcut după legea 350, dacă nu știu, nu s-au făcut care... Da. Astea trebuie hotărât de Consiliul Local care să aprobăm suma. Dacă pentru susținerea activității sportive care... Domnul Drăgăstan, am preluat comisia de care a mai fost, domnul Drăgăstan și cu doamna Cocre au fost la ședința comisiei de evaluare, dumnealor au verificat existența documentelor, au semnat, aveți la dosar procesul verbal. Din păcate nu este semnat de doamna Cocre, l-a semnat la mine, era plecată din localitate, dar este de acord, o să vedeți, da? Domnul Drăgăstan poate să confirma. Este... Noi zicem că este mai mult decât bine pus la punct, dar comisia trebuie să semneze. Comisia, și ați semnat înseamnă că... Următorul pas este încheierea contractului și cred că trebuie și la monitorul... Da, și în monitorul oficial vom publica cine a câștigat contractul. Alte observații? Supunem la vot cine este pentru? În unanimitate. Bănuiesc și doamna Coprea. Da. Pentru că ei aș semnat procesul verbal al comisiei de evaluare, așa că nu se pune problemă. Trecem mai departe. Ultimul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Rătăciun și modificarea listei de investiții pentru trimestrul 4 al anului 2022. Dar punem acum și discuția. Așa, ca să nu mai chemăm pe doamna. Ați primit la mapă, da? Pentru rectificarea cu cei 145.000, vorba de buldoze, care cu buldozerul, cu autogrezerul și cu excavator. Mai e nou venit astăzi, s-a aprobat de la FIR două sume de bani pentru două proiecte. Proiectul pentru infrastructura rutieră, asfaltul, ne-a dat o sumă de bani, nici n-am văzut rutiera, doamna Cristina ne-a dat așa, vă aveți în față, da?
Să spun și pentru căminul cultural. Deci e vorba de la modernizarea infrastructurii rutiere 1.823.727 și la căminul cultural 361.685.84 lei. Deci este extras de conta trezoreria Bacău, urmează a fi trebuie să facem rectificare ca să-i facem, să facem plată. Trebuie să facem amendament la prezentul proiect. Nu amendament, completare. Completare. Deci da. A venit azi, dat ok, chiar acum. Deci doamna mai întocmește un raport, alături de raportul pe care dumneavoastră l-ați avut anexat. Mai face încă un raport, cu data de astăzi, da, pe care îl anexăm. Iar hotărârea ca anexe va avea sumele majorate, se spune, completate de la, cu sumele, de la FIR, de oricum, la FIR, europene, nu pot fi folosiți decât acolo nu unde înțeleg, sunt da, ei. Noi, în baza situației de lucrări și verificării... Facem un preț. În baza verificărilor în teren la comisiei de la FIR și a situației lucrări expuse de către constructor, sunt tocmai și o fișă care se transmite către cei de la de consultant, beneficiar, dirigent șantier și mai departe, la FIR. Ei, în urma analizei, atât în teren cât și asta, aprobă să... treaba bine pe cele două proiecte și s-au încasat... Dacă ne-au dat banii, clar, că au fost... au fost... Alte observații? Da, vă rog. Ar fi bine să folosim asfaltare drumul cimitir, nu modernizare, pentru că... Nu, la modernizare, dar să dăm asfaltare, la asfaltare intră numai asfaltul. Modernizarea intră și șanțuri și podeții. Să fie asta, nu poți asfaltare, la oamenii să... Asfaltare, numai asfaltare, dar trebuie pregătit. Nu doar asfaltare, că trebuie să-i face... Pregătit terenul, structura. Nu mai fac șanțurile, dar nu modernizez, exact, nu exact. Nu există, dar nu mai multe lucrări. Terasamentul trebuie făcut. Dar nu e ce făcut este. Nu poți să tu asfalt pe drum normal. Trebuie să vii să faci un oricare topă, este o... Cuprinde. Tot ce cuprinde e că nu ați dat nimeni bani chiar să arunci asfalt așa într-un... Dar nu poți să pui asfalt peste drum de pământ, dar mai sau peste drum de piatră existent, fără o reprofilare, fără o aducere la nivel, la niște cote, trebuie să... fac niște încercări de laborator, să niște studii geotehnice făcute, sunt niște materiale care se pot folosesc. Spre exemplu, înainte dacă se folosea balastru, acum nu se mai folosește balastru, se folosește piatră concasată sau piatră spart, între aia. Sau altfel de... Așa, nu știu cum se spune, mă rog. De asta spun, modernizarea cuprinde și asfaltare. Dar exact. Cetățenii sunt nemulțumiți pentru că se trece cu autogrederul de mii de ori deodată, nu mii de ori, și s-au săturat, nu solicită nimeni, drumul la bun, drumul din Gheorghe Dujar la bun, și ați zăpăcit pe oameni cu iar cu autogrederul, iar cu afânarea pământului. Deci, care afânarea pământului? La, dar dacă omul cere, uite, nu cerul nimeni. Dar eu am să cer, dumneavoastră credeți că să fac fabrici profilat, vreau eu să fac sau fac, uite, asta este o cerere a unor oameni de la Berendești. O cerut oamenii pentru o cerere, că așa e procedura. Dar la Gheorghe Dujar ați intervenit, drumul era bun, l-ați forfăit, l-ați predispus la iar să-l ducă apa la vadie. La Ciucai, când a fost hramă, o solicitat când facem, să reprofilăm drumul, nu fac eu. Când am băgat buldozer, tot cererile le-am aici cu tot, cu absolut tot, tot a cetățenilor. Trebuie menționat faptul că banii este în altul legătură cu reprofilările care se fac pe drumurile. Dar au devenit domnul primar termenul acum. Haideți să vă mai spun un singur lucru. În fiecare an ați aprobat și aprobăm la inițiativa noastră, la inițiativa noastră a mea, prin proiectul de hotărâre, reprofilare drumuri agricole. Sunt agenți economici care sunt în domeniul agriculturii și știți foarte bine care sunt în raza comunii, au utilaje foarte mari, foarte greu. Trebuie să-i creez o reprofilare la drumul ăla. Sunt oameni care își recoltează struguri, sunt oameni care își recoltează cereale, absolut o recoltă pe drum. Dacă le lăsăm, mergeți să vedeți dincolo teritoriul Rădăcinului, să vedeți că nu mai există nici drum. Noi am ținut cât de cât. Prin reprofilările astea am menținut drumurile agricole care au fost. La solicitarea a cetățenilor și pe diferite zone, la fundul Rădăcini, am băgat buldozerul, la Rădăcini am băgat autogrederul, la fel, la asta, la Gheorghe Dujar. Unde sunt solicitări, acolo facem. Nu vă mai spun.
la Vișteni, la fel, domnul, cum o cheamă pe domnul care are asociații, Marcel, la fel, dânsul a solicitat. O venit și-o, domnule, eu vreau să recoltez. Nu recoltez acum floarea, am pierdut tot. Mă răstor cu tractorul. Foarte adevărat, dar unde nu trebuie intervenit, păi, dar nu se meargă autogredul unde nu trebuie. Tot unde trebuie, că a stat omul acolo. Uitați-vă, eu am și lista aici, ca să vă arăt. Dar dacă drumul era bun, o intervenit cu autogredul, eu nu stricam mai tare. Păi, deci, reprofilare înseamnă să coboare nivelul drumului. Uite, vă spun eu că asta este din teren. Asta este din teren, da? Din teren, ce-a făcut autogredul și pe zile, pe ore, exact. O stat omul acolo, că v-am zis și în ședința trecută, o stat domnul Dumaioș, o stat după buldozer și după autogredul, exact, când a terminat el programul. Deci tot la solicitarea oamenilor, nu facem de dragi. Și una la mână, a doua la mână. Deci să nu vinim în ajutorul oamenilor ca să le ajung, să le reprofilăm drumurile agricole. Poate sau drumurile. N-am vrut să vorbim, dar unde nu trebuie să nu intervină. Nu intervine, că nu mă duc să dau autogrezerul pe asfalt. În fața porții mele nu trebuia să intervină. Dar cine o trebuie asta? O dărăși un specialist, nu oricare. Să vă spună, domnul, dar un specialist care a făcut studiul de vizabilitate nu a văzut că sunt șanțuri de marginea drumului. Și nu are nicio calitate și la dărăși. V-am spus unde am fost și unde sunt folosite utilajele, da? Deci nu le-am făcut din capul meu, nu le-am făcut la inițiativa, nu știu care, a oamenilor și plus de asta a asociației. Dacă îmi permiteți, domn primar, dar astea sunt cerințele cetățenilor. Da, da, am spus, dar nu înțelegeți. Nicole trebuie, da, noi am creat o confuzie acum. Nu am creat nicio confuzie. Să dau bani în vânt, efectiv în vânt. Vă aduc dovadă și vă aduc martori care susțin că pe drumul ăsta am trebuit intervenit în zona aia. Pentru că mai mult creăm disconfort. Deci s-a coborât să faceți nivelul 6. Dreaptă drumul. La BND și îmi dă telefon în fiecare zi. Eu vorbesc de anumite zone și de zona aia. Îmi dă telefon, fiind în pantă teren, automat. Sunt care merg, au diferite stiluri de condus. Merg să opresc în pantă, bag antena și scurmă. Normal, se creează acele dâmburi. Telefon, domn primar, reprofilați un pic acolo. Nu poate să meargă microbuzul, nu poate să meargă școlar, nu poate să meargă mașinile mai mici. Nu mai fac reprofilare, că nu vrea, nu știu care, nu știu ce se întâmplă. Nu că nu vrea. Dacă nu este necesar, nu trebuie. Nu cred că au fost undeva să mă duc cu asfalt, cu autogrederul pe asfalt să fac reprofilare. Puteți estima un termen de finalizare a celor două obiective? Referitor la căminul cultural. La căminul cultural. Da. La autogrederul la căminul cultural. Da. Nu, să revenim la proiect. La căminul cultural. S-a încheiat absolut toate lucrările, mă refer la lucrările de construcții și modernizare ce sunt în teren, în afară de dotare, scaune și ce mai trebuie luat, trompet, saxofon, țambal și așa mai departe. S-a făcut adresă către cei de la ISO, o adresă preliminară în care se fac o inspecție înainte de a face recepția finală, să vadă dacă din punct de vedere malisul corespunde. Așteptăm acum să vină de la, nu știu, data când și cum, când a venit, că în funcție de cum au prioritățile și cum sunt depuse cererile, după ce vine și dă ok-ul ISU, facem recepția finală. Lucrarea este încheiată, ați fost în interior, ați văzut toți dumneavoastră, o să o prezentăm la timpul respectiv de a aflăm cu ședința de Consiliu Local. A doua, infrastructura rutieră din Răcăciuni, vorbesc aici de asfaltare. S-a turnat asfaltul, s-a făcut anumite rigole. Constructorul, în funcție de cum încasează și în funcție de cum se face procedura către AFIR, continuă lucrările. Deci acele lipsuri care le vedeți la șosea de la DN2, 15 metri aia până la unirea cu asfaltul vechi, se datorează celor de la drumuri naționale care a dat avizul, dar rămâne să scoatem autorizația, să prelungim autorizația, practic, la DN2. Și în funcție de cum are bani, lucrează. Se lucrează. Deci este în termen, este în termen de autorizație, nu e după și din... Da, controlul asupra lucrurilor care se fac la Gheorghe Droja. S-au făcut pintenea de beton în stânga și în dreapta la în Sârliștii. Dacă mergeți cu mașina asta mică de pompieri, acolo nu puteți să virați. Așa-i proiectul. Dar de ce, domnule, e un pic mai larg? Alte soluții, pintenea de beton în cușă. Așa-i proiectul, dar acolo nu trebuie să intre cu tirul în toate direcțiile. Și de unde, dacă o puteți mașina de pompieri, tu pe unde intre? Așa-i proiectul, trebuie să respecte. E un proiect avizat prin Ministerul Dezvoltării, este dirigent șantier, este consultant, e verificator. Dar ce fel de dirigent șantier? Păi, eu ce să modific proiectul până... Stă apa în șanță în fața omului să plutească?
Ce fel de înjunjadire? Unde plutești? Acum se lucrează la șanțul. Să râși, probleme. Da. N-ați văzut? Au fost. Au fost. Da. Se lucrează la șanțul și stânga. Uite o întrebare. Firma de construcții care a luat inițial asfaltarea și drumurile mai este aceea sau nu contractați o grămadă de problema lor, eu vorbesc de construcții. Cu construcții vorbesc cu subcontractanți, da? Păi da, nu prea fac treaba buget. Nu fac, dar fac treaba. Buget că nu fii buget. Nu, dar nu-i spun eu. Eu sunt vocea cetățenilor. Iar cetățenilor reprezentanților. Dar hai să vorbim tot de acum și cu asta față. Eu mi-am cerut pe Lucia, domnul. Păi nu, dar vorbim la obiectul. La ce e foarte de nu fac căjurile. Unii devin agitați, iritați, că să supunem la vot. Puneți la proiectul de hotărâre, nu știu de acum ce s-a întâmplat la vina viitoare. Dar legat de proiectul. Dar nu spus nimic că nu, Doamne ferește, dar... Și-o spus, gata. De aia există democrație? Nu, nu, dar democrație este ca să ne referim exact la proiectul de hotărâre care este cu ordinea de zi. Locul de zi, așa, când vrem noi să deviem, să ne aducem aminte că drumul nu știu care nu a fost făcut din lucruri cărți. Dar nu vrei acum. Când acorci discuții pe lângă drumurile care sunt din comun, atunci nu știu. Dăm bani pe autorul. Este făcut bine de treabă. Am înțeles. La parte să supunem la vot. Vă rog, să supunem la vot cine este pentru. În unanimitate, mulțumesc. Trecem la diverse. Se sizez că ești vocea cetățeanului, vii la diverse și spui o. Dar tu parcurgi ordinea de zi. Adevărul e că se poate întâmpla ca să fie o problemă într-o intersecție, când nu se face cu laserul și cu mistria, cu partea de subcontractant, este problema celui constructor. E declarat, nu-i declarat, e asociat, este problema constructorului. Da, trecem la diverse, mulțumesc. Adresa numărul 7409 din 2010-2020 a Comunei Corbasca. Da, este o adresă făcută de către, o solicitare făcută de către Comuna Corbasca, la care ei ne solicită arundarea la Serviciul de Evidență a Populației a Comunii Corbasca pentru eliberarea de documente, mă refer aici la actul de identitate. Actualmente noi acum avem în jur de 22.000 de persoane care vin și solicită, îi avem în listă și mai vin suplimentar cu încă 5.500, dacă nu mă înșel, Corbasca. Ei sunt, 5.400. Da, sunt arundați la Sascut, la Comuna Sascut, dar datorită faptului motivația e că le vine mai aproape Răcăciunul față de Sascut. Și eu zic că e un lucru bun, pentru că Răcăciunul este considerat ca un centru, începând de la notariat, evidența populației, secție de poliție și așa mai departe. Vă mai spun în premieră că s-ar putea în viitor apropiat să facem și un punct, un pichet de pompieri, în sensul că vor, după o nouă ordine de ministru, sau mă rog, ordine de guvern, vor să fie cei de la... Ei s-au considerat că ar fi necesar ca aceste puncte de pompieri să fie mai dese față de cum sunt în... să fie împărțite așa fel încât să acopere o suprafață mai mică și să ajungă în timp util la cetățean. S-ar putea la Sascut, sau la Sascut, să ajungă o mașină de pompieri la noi la Răcăciun, împreună cu asta care este existentă, numai noi să le punem, să ne dăm acordul dacă suntem de acord cu Consiliul Local și să le punem la dispoziție hala din spate, o parte din hala din spate care va fi modernizată, pus central, mă rog, izolată ca să poată să stea în condiții minime o mașină minim corectă, adică nu minim, mașină de pompier, nu ar, 5 grade, din câte știu, la 5 grade ar trebui să stea mașina fără să nu funcționeze. Care este un timp de răspuns la intervenții. Alte observații, mă rog. Trecem la următoarea cerere. Da, eu. Deci, pentru luna viitoare, deci adresa este de luare la cunoștință. Pentru luna viitoare o să inițiem un proiect de hotărâre privind privind aprobarea Consiliului Local de a se aronda și Comuna Corbasca. La acest proiect de hotărâre va veni și regulamentul de funcționare a serviciului, unde la un articol sunt identificate comunele care sunt arodate și vom zice și Comuna Corbasca.
Deci pentru luna viitoare vom avea pe ordinea de zi proiect de hotărâre, da? Vom împreună, veți primi acasă hotărârea, veți proiectul de hotărâre, veți primi regulamentul și în ședința ordinară vom discuta pe marginea proiectului de hotărâre. Aș avea totuși o întrebare eu. Acum, în rândul de asta, sunt 20 și ceva de mii de persoane de servicii de centru de așa. În momentul ăsta facem vorba asta. Da? Așa. E un număr de oameni. Este, da? 20 de mii, spune. Mai vin 5.000. Aici sunt doar 2 angajați. Odată cu asta, 3 sunt? 3, da. Și gândiți-vă că la buletin nu vin 25.000 odată. Sunt de acord. Vin câte 3-4 sau sunt zile când nu vin niciun sau vin... Ideea, mă gândesc că o supraaglomereze și mai trebuie un angajat. Nu, că o să numărul va crește cu... Așa spunem noi. Aici este menționat clar. În momentul în care se va ajunge la o colaborare, se va suplimenta prin... O... Sunt, e suficient, deci nu, deocamdată nu se... Ce scrie aici în... Adresa de la adresa de Direcția Județeană de Poate evidență. Fi modificată, poate nu fi modificată numărul de angajat. Până în momentul în care nu facem hotărâre și aprobarea regulamentului, deci ei nu fac nimic până nu primesc hotărârea cu regulamentul. Eu pot să le trimit în urma ședinței de Consiliul Local, că a fost... Nu, aici are dreptate. Dacă interpretăm corect ceea ce scrie aici, adresă. Da. Adresa nu înseamnă hotărâre din Consiliul Local. Nu, deci sunt două documente. Putem face o precizare aici. În procesul verbal de astăzi, că noi, Consiliul Local, deci, suntem de acord. Mai departe, vă rog, la punctul 2. Eu discut la punctul 2. Și în urma acestui aviz favorabil care se regăsește în procesul verbal al ședinței de Consiliu, Comuna Crăciun trimite o adresă către primăria Corvasca, da. În care spune că suntem de acord. Colega mea, v-a spus astăzi în vedere, dumneavoastră ați fost de acord, da. Asta înseamnă... Îi trimitem adresă. Așa, da. Toate documentele... La proiectele de trebuie doar să modificăm un singur punct. Acolo. Dacă observați și... Dacă observați la punctul 4 deci și cei de la comună s-a scut, vor emite o hotărâre. Deci ascultați-mă puțin. Eu în 2014, când am participat împreună cu Direcția Județeană de Evidența Persoanei la înființarea serviciului, nu se face nici un punct la serviciu, deci nici un document care să conțină un punct, fără avizul de pe AJB de București. Deci tot ceea ce facem noi se vizează de ei. Deci noi, urmarea ședinței de astăzi, o să ne trimitem o adresă, să informăm că suntem de acord și urmează a se adopta hotărâre de Consiliul Local cu regulament, prin care Comuna Corvasca va fi arondată la Comuna Crăciun. Această hotărâre se va duce la, împreună cu hotărârea Comunei Corvasca, se vor duce la Bacău. Bacău, împreună cu alte documente, le vor înainta Bucureștiului. De-abia după ce Bucureștiul își dă acordul sau avizul, de-abia atunci se va proceda la pe teren la organizarea activității. Deci mai e de parcurs, mai sunt câteva etape, deci nu se va face imediat. Aici, în adresa asta de prefectură, mă scuzați, spune că este necesar să ne interesăm instituții noastre în următoarele documente. E de adresă de la Corbasca, adresă de la noi, hotărâre de la noi, hotărâre de la noi. Exact. Eu de asta am făcut o mențiune pentru că adresă din partea primăriei Crăciun cu aviz favorabil. Exact. Probabil că avea la anul să facă un general. Zic eu, adică am înțeles eu prin ce trebuie să fie. La primărie, ce înseamnă primărie? Da, hai de mai departe. Continuăm. Răspunsul numărul 10.319 din 3.10.2022 referitor la cererea domnului Ciuraru Ciprian. Așa. Da, doamna consilier juridic Mihaela Gerbaie a făcut un... Data trecută, la sfârșit, v-a adus aminte cererea, da, prin care am primit-o o zi înainte, nu am avut timp să fac răspunsul. Am făcut o răspuns, l-am comunicat, dacă aveți întrebări. Este aceeași situație care încă este pe rolul instanțelor, așa cum v-am zis. De ce am impresia că nu-i treaba noastră absolut de mult? Așa este, aveți dreptate, da, ca orice fel de cerere care este adusă în fața dumneavoastră, noi trebuie să punem
Adică dăm de acum cu părerea așa. Atâta timp. Păi tocmai asta vă și informez. Este pe rolul instanței judecătorii vor stabili în dumnealor. Un instant. Da? Dar știți ce se întâmplă? Legislația în speță OUG 57, codul administrativ, spune așa. Domeniul public și privat al comunei este administrat de Consiliul Local. Ei încearcă să explice prin instanță și să obțină o sentință că acolo acele drumuri de la care a plecat toți aparțin domeniului public. Și de asta noi vă aducem la cunoștință, tocmai motivat de articolul din lege, că domeniul public și privat este administrat de Consiliul Local. Da? Atât, dacă îmi permiteți, pot să-i dau parțial dreptate colegului, că spune pe dosarul ăsta 101.09, 180/2021, are ca obiect constituire drept de servitute. Părți, Ciprian Ciuraru, citesc din adresa domnului judecător. Așa ce e, instanță. Da. Dar nu are nicio legătură cu realitatea. El poate să ceară orice în instanță. Vorbim noi de ce vor... Nu știu dacă are legătură, nu are legătură, dar nu, suntem și noi parte, nu? Erau tot ce ținea de domeniul public și era al, așa știi, trebuie acolo, da. Al statului. Statul. Unitate Agricolă. Partidul Comunist Român. La început, înainte de a se înființa ferma de vâlbi, agroindustriala și tot ce este acolo, așezământul respectiv, exista pe hartă, că avem și harta, vechi, un drum care vine, dacă sunteți de la Răcăciuni, unde e ciochină, de pe vale, da. Ciochină, coboară prin pădure, da. Ajunge în gardul vulpilor, trece pe la cântar și ies în DN2, da? De, după 89, acest drum, unul din ele, era ocupat și este ocupat, parțial. Adică apare cu un număr care s-a 7272 sau cât e el, așa, dar nu este una, la timpul când vorbim acum, nu este practicabil. Sunt construcții pe drum, drumul respectiv, da? Închis, da. Și încă un drum care ar fi trecut pe Vindighețe, da, pe după vie care coboară, da. Cine poate stabili asta? Numai instanța. Noi, ca și Consiliul Local, prin cele care au făcut-o dâns, putem să ne exprimăm doar, cum să vă zic, sunt... Nu știu cum să se susține, că după aceea intră într-o parte și într-alta a părților. Adică să fie realiști că înainte exista, acum nu mai există. Instanța stabilește dacă pe acolo va fi redeschis sau nu va fi redeschis drumul. O singură mențiune. Atât într-o parte cât și într-alta. Într-adevăr, oamenii nu au cum să meargă, cei care au utilajul mare, n-au cum să meargă. Suntem parte, ca ziceți dumneavoastră prin adresă, să suntem părăți. Am înțeles. Orice cetățean are dreptul de pune o cerere. Dumnealor au ales să se judece cu SECE Agronova și cu noi. Da. Și asta înseamnă că noi nu trebuie să știm de subiect. Calității procesuale pasive a Comunei Răcăciuni, pe care instanța a unit odată cu fondul. Adică noi putem, cum zice și domnul consilier, putem să avem treabă în proces sau nu, dar va hotărâi instanța. Dacă avem calitate procesuală în proces. Pe constituire drept. Eu zic nu este așa, alegerea noastră, local, asta vreau să vă zic, nu e alegerea noastră să fim parte în proces, este alegerea reclamatului. Și trebuie să știm noi și domnul consilier, am tocmai de asta v-am și zis, dar nu este alegerea noastră, a Consiliului Local sau a primăriei, nu am vrut noi. Am pus la dispoziție atât părerilor lor de avocatură la ambelor, despre instanța instanței, că noi nu avem calitate de părât și instanța va hotărâ. Da, mai suntem, mergem mai departe în instanță sau nu? Dar instanța hotărâ... Păi am zis să nu s-a ridicat, nu mai că instanța unii decizia cu fondul, de care a fondului să... Nu știu fondul problemei, nu mă interesează. Nu știu, doamnelor, știți, nu vă mă interesează. Domn profesor și doamna juristă, dacă o ateră Căciuni, în momentul de față, în 101.09.180/2021 este părăt,
Consiliul Local trebuie să știe tot ce se întâmplă în zona asta? Atâta vreau să vă întreb. Pentru că spunea că nu ne interesează stânga, dar dacă tu ești fără... Păi pentru că nu și dacă mâine instanța îți cere ceva... Domnul este... Este comun arătăciun parte în proces, nu Consiliul Local. Comuna. Tocmai o să răspund, o să vă răspund imediat la cererea pe care a făcut-o domnul Bucur. Vă explica ce înseamnă comună, ce e Consiliul Local, ce este primarul, ce e primăria. Reprezentantul Comunei Rătăciuni este primarul în relațiile... Personalitate juridică are comuna, da? Okay. Dumneavoastră, Consiliul Local, sunteți autoritate deliberativă, iar primarul este autoritate executivă. Persoana juridică, cel care are drepturi și obligații, care are drept... Este Comuna Rătăciuni. Unitatea administrativă. Pe această ștampilă scrie Comuna Rătăciuni. Exact. Nu scrie Consiliul Local deliberativ înainte de apariția legii. Executivul nu creează decât Consiliul Local. Consiliul Local deliberează, executivul, Politica Română, punere executare, ceea ce aprobă noi în această... Eu nu vă vin prea mult de subiectul ăsta. Am trecut la al doilea punct. Pare că ții bac cu unul ori cu altul și de fapt nu ții cu nimeni. E o problemă care trebuie să se rezolve, dar nu în instanță se rezolva. Dacă o să vadă, ei trebuia să stea de vorbă, da? Executivul spune, domnul primar. Face treaba, de exemplu, la CRAB, în urma hotărârii deliberative, adică forului de la Bine, adică noi. Nu? Consiliul Local îi dă mandat, nu toate speții la fel. Dă-mi o speță care nu e așa. Da, trece mai departe. Nu trece mai departe. Sesizare cerere numărul 11.570 din data de 4.10.2022 a domnilor consilier local Bucur Ciprian, Iacoboș Laurențiu și Ștoc Felix. Ați primit cererea acasă, împreună cu domnul primar, va primi domnul consilier astăzi și un răspuns. Dacă doriți, eu vă elaborez răspunsul. Ideea principală este, dacă ați primit cererea, dumnealor solicită ca... Transparență există. Ce vreau eu să vă informez, domnul consilier, este că nu Consiliul Local reprezintă, nu Consiliul Local în numele lui sunt cheie contractele, dar cea care are personalitate juridică conform codului administrativ, este Comuna Rătăciuni. Ea este titularul de drept fiscal. Are cui? Iar reprezentantul comunei este domnul primar. Da? Conform legislației achizițiilor, da? Comuna prin primar încheie contractele. Pentru că are departament de specialitate, da? Mai departe, ca și atribuții, domnul primar respectă legea și hotărârile pe care dumneavoastră le aduceți la... De asta sunt trecut prin Consiliul. La fel, fiecare hotărâre... cerem transparență să ni se aducă, nu să... Dar nu există obligația comunei Rătăciuni. Acordul, dar trebuie să ni se aducă la cunoștință banii, unde se duc banii. Păi, ni se aduce la noi tot timpul auzim că nu există bani. Dar nu se face nimic fără Consiliul Local. Niciun leuț nu se cheltuie. Că este rectificare, numai puțin, că este rectificare, că este aprobare buget, că este aprobarea unui proiect, a unei investiții. Totul se hotărăște, se deliberează de Consiliul Local. Credeți dumneavoastră că dacă ați fi doar dumneavoastră și cel care hotărăște și cel care duce la îndeplinire, ar mai exista aparatul de specialitate al primarului încadrat cu funcționari specialiști care duc la îndeplinire acele hotărâri și acele prevederi ale articolului existente în hotărâri. Deci nu se poate face la compartimentul contabilitate nici o plată, nimic nu se poate face, niciun angajament fără ca în spate să existe o hotărâre. Dar aceste hotărâri nu sunt în formă, aprob drumul, aprob cheltuire pentru curent, aprob. În acele proiecte de buget de la începutul anului, aveți capitole și colega mea știu că v-a pus exact, Dita, mai calupul de informații pe fiecare capitol, ce înseamnă, cum înseamnă.
care pe parcursul anului, prin acele rectificări aprobate tot prin hotărâri, se aduc modificări, completări la acel buget inițial. Orică suferă modificări pe trimestre, orică primim bani, orică luăm de la un capitol la altul, tot cu aprobarea dumneavoastră. Deci, domnul președinte de ședință, nu există nici un ban folosit de pentru rezolvarea unei situații, pentru aprobarea unei lucrări, pentru orice vreți dumneavoastră, fără să nu existe o hotărâre. Deci, Consiliul Local aprobă, primarul, prin compartimentele de specialitate, duc la îndeplinire. Că e pe asistență socială, că e pe resurse umane. Asta vreau să vă zic. Că dumneavoastră vă opriți în momentul în care hotărâți și ați văzut că la fiecare hotărâre aveți la sfârșit în care spuneți ultimul, penultimul articol. Împuternicim persoana X, compartimentul cu ducerea la îndeplinire. Deci dumneavoastră ați hotărât, ducerea la îndeplinire este treaba domnului primar și a aparatului de specialitate. Dacă permiteți, domn primar, mă scuzați, mulțumesc. Noi nu cerem acordul nostru explicit. Vrem transparență. Pe ce înseamnă? De exemplu, anul acesta s-au încheiat circa 42 de contracte între Comuna Răcăciun și diferite societăți comerciale. Dați-ne exemplu de un contract ca să explicităm. Nici nu trebuie să este pe listă că ați aprobat în Consiliul Local buget. Haideți să ne adunăm toți. Mie miroase, știi ce miroase? Aici miroase sau o chestie așa cum e la Cleja. Ați început sau o mică parte din Consiliu, începe să boicotăm tot ce se face în comună, dar cu aprobarea dumneavoastră. Le vă spun un singur lucru. Ce-i rău în acest păi nu, nu, dar este sicap, se vede pe sicap. Da, una la mână, a doua la mână. În baza legii s-au schimbat în 2002 sau nu știu când, nu știu când, exact, s-au schimbat denumirile. Din Consiliul Local în Comuna Răcăciun sau cu ATE. Nu, rămâne în continuare și Consiliul Local, dar nu există denumirea primărie. Domnul primar, primărie. Primăria este clădirea, sunt zidurile. Asta e legea. Structură. Eu am zis că de 2 ani de zile poate ați priceput cum funcționează, domnul consilier, dar vă stabilește bugetul acestei instituții. Asta este transparența. Dacă nici în 2 ani de zile să înțelegeți cum funcționează primăria, aparatul activitate. Ceea ce o mențiune de fapt colegul nostru, noi de multe ori și cea mai importantă atribuția noastră este să votăm oportunitatea acestor proiecte. Din punct de vedere al oportunității ne exprimăm în cele mai multe cazuri. Pentru că noi, Consiliul Local, nu avem atribuții să ducem la îndeplinire. De asta, bine menționat, avem la fiecare articol. Primarul sau în diferite specii. Ne adunăm cu toți 15 consiliere să facem achiziții. Duce la îndeplinire. Problemă, la aparatul, dar atunci la ce mai am aparatul în spate? Dacă, într-adevăr, nu știu care e procentul, dar în mod normal 90% din cheltuielile comunei Răcăciu trebuie să treacă prin SECA. Deci dacă le vrei, le poți vedea. Dar toate sunt 500. Legea 544, când cineva solicită un document în termen de 10 zile, cum spune legea, va primi. La Răcăciun n-am avut nicio reclamație că nu s-au făcut aceste lucruri. Transparență înseamnă existența hotărârilor de Consiliu Local pentru absolut orice speță care există, orice document care este necesar, îl găsiți în spatele ședințelor. Transparență înseamnă mapa pe care eu vă trimit la fiecare ședință, în spatele proiectului de hotărâre, găsesc toate informațiile și văd că, într-adevăr, le studiați. Altceva, ce mai... transparență. Vă rog să spuneți dumneavoastră ce nu am respectat la transparență. Ca să-mi închei ideea. Vreau să mă ajutați, domnul juristă, dacă următoarea mea expresie este corectă. Noi răspundem, ca și Consiliul Local, de oportunitatea proiectelor. Corect. De ducerea la îndeplinire a proiectelor, bine, rău, așa. Mai bine, mai rău, răspunde ordonatorul cine este principal de menționat credit. În hotărârea unde face credință. Nu e ca o eschivare de responsabilitate, exact. Dar ăsta este codul administrativ și așa funcționează lucrurile. Noi nu avem, adică putem, dacă vrem, să facem
nu vreau să mă exprim. Dar domnul consilier a solicitat tot timpul contractele, vi s-au dat contractele, vi s-au dat contractele. Chiar noi astăzi urmează o altă solicitare. Rugămintea mea, să fiu mult mai pragmatic, ați invocat un număr de 42 de contracte. Aveți dubii? Foarte mari. Păi da, pentru că sunt foarte mari. Dar domnul Cipreanu, eu n-am o problemă. Dar din voci, ce vreau, că nu-i transparență. Da. Când vin cu numerele astea care te șochează, exact, efectiv, 40, eu zic să vorbim pragmatic și da. Eu personal, dacă aș invoca, sunt 42 din contract. Care ele sunt PCA, pe bune sunt ele, da? Ei, atunci eu vin punctat. Eu așa aș face. Domnul primar, la contractul numărul citare, am dubii. Păi nu mi se pare normal. Eu văd că există transparență, mi se par normale. Pentru că prin asta treci, aici sunt demni să ne-ai spus la depus documente, când mă să observ, credeți-mă, că nu am, aici nu suntem prieteni, aici suntem colegi, aici suntem trimiși de cetățeni. Când o să observ o neclaritate, sau poate nu observ eu, și observ o chestie ilegală și un coleg vine și îmi spune și văd că într-adevăr e, atunci intervenim. Dar ca să doar de dragul discuției și când îi place sticla, chiar nu. Și mai ales că din toate cererile dumneavoastră ne spuneți că nu respectăm legea, indiferent câte cereri am de la dumneavoastră, toate ne acuzați, ne trimiteți în afară și ne spuneți că nu respectăm și că e ceva de neregulă. Am zis că legea trebuie respectată, e altceva, nu puteți să faceți afirmații că nu respectați legea. Dacă pui o afirmație din genul ăsta, că trebuie să respectăm legea, nu, clar că nu e când e referent să nu respecte legea. Nu poate. Domnul ultima intervenție. Punctual, care sunt problemele? Pe punctual asta dorim punctual să clarificăm o dată. Pentru că noi primim, deci colega mea, doamna jurist, are, știți ce înseamnă compartimentul juristic, principala activitate este reprezentarea în instanță. Dar doamna are foarte multe dosare pe fond funciar, cum contează, și în ultima perioadă foarte multe solicitări la care le-am răspuns. Este datoria noastră. Pe legea 544, termenele sunt foarte scurte și necesită un volum de activitate foarte mare. Asta înseamnă o arhivă. Se merge pe ani din urmă, pe ani în urmă, la contabilitate, se fac copii Xerox. Da, din 2018, chiar și mai mult. Nu are nicio problemă. V-am spus, v-am răspuns la fiecare. Până acum ați văzut că nu am adus la cunoștința consiliului dreptul, nu numai al dumneavoastră, al fiecărui cetățean răspundem. Dar dumneavoastră, nu, spun altceva, dumneavoastră ca și... Deci obligați de... Domnul consilier, dumneavoastră ca și consilier local... Trebuie să fac opoziție și sunt obligați de... Ca și consilier local aveți în codul administrativ dreptul de a solicita la fața locului documente. Eu v-aș ruga, numai puțin, eu v-aș ruga pe dumneavoastră, conform atribuțiilor și drepturilor pe care le aveți prin ordonanța 57, să veniți la fața locului și să discutăm pe documente, fără a mai fi necesar să facem sute de hârtii și de foi pe care eu nu știu dumneavoastră. Eu v-aș ruga tot acest timp cât cereri s-au făcut și cât ce documente. Vedeți cam cât bani s-au cheltuit pe aceste și pentru ce și în final să vedem și rezultatul acestui. Există legea 544 pe care noi nu putem trece. Eu știu, dar faci o dată, faci două, faci trei ori, dacă nu e legitimită, dar chiar la fiecare. Dar tu votezi hotărâri din urmă și după aia vii și te contrazici. Băi, stai că nu-i drept. Vedeți cum mă pune problema, că încă 2 ani, mai este. Deci noi, facem... Acces la toate documentele. În documente sunteți impecabili. Dar pe teren apar acele contracte care le semnați. O facem cultă pe doamna jurist. În documente apar impecabile. Da, facem foarte bine. Dar în teren, lucrurile
nu apar așa. Am plătit, am cumpărat drum comunal, am desfundat drumurile și nu sunt desfundate. Oamenii au plătit. Haideți să facem așa, la sfârșitul anului. Asta ne doare. Haideți să ne întâlnim cu lumea, să spunem, băi, ne-am mai certat, ne-am mai făcut, dar uite, anul ăsta am reușit să facem. Dar nu facem din Păi de acolo le-a luat. Mai avem un pic și controlăm și o să controlăm și cei de la FIR. Achiziții, prezență, o zi bună tuturor.